Cine ești, ce ești și ce ai vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Bună seara, bine v-am găsit! Astăzi vă propun să ascultați o discuție despre un subiect pe care nu l-am mai abordat niciodată, eu, dar alții da, și cred eu că o să vă intereseze. Vorbim astăzi despre neurografica. Acum, eu am tot căutat pe internet să aflu câte ceva despre neurografică și am găsit o definiție care poate nu e chiar cea mai corectă din lume, dar cumva reliefează și subliniază și cam ce înseamnă această tehnică. Și ce am găsit eu sună ceva de genul. Neurografica este o tehnică relativ nouă în domeniul dezvoltării personale și al terapiei, care se concentrează pe utilizarea desenului și a graficelor pentru a explora și schimba gândurile, emoțiile și comportamentele unei persoane. Ce mi s-a părut foarte interesant este următoarea specificație. Tehnica asta combină principii din domenii precum arta terapiei, programarea neurolingvistică, psihologia pozitivă și neuroștiința. Acum, asta este ce am găsit eu. Între timp, găsind o doamnă care se ocupă de așa ceva, am aflat și care este definiția foarte frumoasă a celui care a descoperit neurografica. Și acest domn spune așa: este o metodă creativă de transformare a lumii. Na, spuneți voi dacă nu sună absolut mișto, absolut genial. Astăzi invitatea mea, care ne va vorbi pe îndelete, timp de 50 de minute, despre neurografică și, credeți-mă, știe ce vorbește, este Olga Sabo, pe care o salut cu mare drag. Uite, Olga, îmi pare bine că te-am lângă mine și îmi pare tare bine că, uite, tehnologia asta cumva apropie oamenii, face să dispară granițele și, indiferent în ce colț al lumii, ne poate ajuta să ne vedem, să avem o conversație și să împărtășim niște idei. Mă bucur tare că avem la îndemână această tehnologie pentru a ne întâlni, pentru că eu sunt în Arad și tu ești undeva în Anglia. Bine ai venit, Olga! Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație. Îmi face o onoare să mă aflu, sunt onorată, adică mă simt onorată să mă aflu în emisiunea aceasta, pentru că, apropo, și eu am stat în Arad, deci sunt în Anglia, dar tot din Arad vin. Cumva Aradul este orașul în care am crescut așa ca și adult venind din facultate și chiar mulțumesc că, uite, ne-am reconectat cu energia din Arad. Înainte de a vorbi despre neurografică, Olga, aș vrea să le spui câteva cuvinte despre tine, celor care ne urmăresc acum, ca să te cunoască. Da, păi eu sunt Olga Sabo, dar am lucrat în Arad la o firmă foarte mare ca și inginer și am venit la interviu aici în Anglia și am rămas din 2014 aici până acum nu de mult, până când am descoperit neurografica. Am trecut, bineînțeles, că și eu prin diferite stadii, provocări ale vieții, fiind și într-o țară străină, și căutam să mă... în domeniul ăsta de dezvoltare personală, cum pot să-mi gestionez eu viața, în primul rând. Adică nu aveam în plan să îi ghidez pe alții sau să fac ceva în genul ăsta, dar uite că neurografica mi-a transformat complet viața și din 2021, cam am început să practic, a fost chiar primul curs la care m-am înscris fără să fac vreo cercetare înainte, ce prezintă, pur și simplu mi-a făcut așa un click conceptul și cât de multe poți face printr-un desen. Și de atunci m-am și specializat. Până acum, prin 2021, așa să spun, am lucrat cu peste 3.000 de persoane, pentru că rezultatele acestei metode, nu doar în viața mea, a adus transformări, dar și celor cu care am lucrat. Și
Pentru că, cum ai spus și tu, este relativ nouă, o metodă relativ nouă și încă testăm rezultatele, deși sunt fantastice și așa. Până acum am reușit să aduc și cursul în limba română, pentru că autorul acestei metode este din Rusia și majoritatea informațiilor pe care le găsim acum, probabil că și tu ai văzut, sunt în limba rusă, sunt câte ceva în engleză, dar în românește nu prea găsim. Și atunci acest lucru m-a îndemnat, mai ales acest fapt că nu găsim informații în românești, am zis că trebuie să afle și România de această metodă. Și cum spuneam, până acum peste 150-160 de persoane sunt specializate deja ca în nivelul de bază. Ca și rezultate ale celor cu care lucrez, să spun așa, sunt din diverse domenii, și din sănătate, și din carieră, și din prosperitate, din schimbarea. Deci, îți pur și simplu îți schimbă atitudinea, ca asta spun. Eu așa o percep ca și un instrument care te împuternicește să faci lucruri de care nu credeai că ești în stare. De obicei, când avem anumite, nu știu, provocări, mergem la un specialist să ne ajute să facem lucrurile de care nu suntem noi în stare, adică să primim un ajutor, dar nimeni nu vine în locul nostru. Dar chiar mi-amintesc că când luam permisul în Arad, indiferent cât de mult mă încurajau prietenii, familia, până și la psiholog și așa, până când ajungeam în fața volanului, eram doar eu și polițistul, deci nu era niciun specialist lângă mine. Până nu am reușit eu să-mi prind curajul și încrederea în mine că pot face acel lucru, așa se întâmplă și cu metoda aceasta. Îți dă încrederea în tine prin faptul că, uite, pare foarte simplu așa și poate că e greu de crezut că prin câteva desene sau prin câteva linii și simboluri acolo pe foaie, îți poți transforma viața. De ce vreau să te întreb? Vreau să revin puțin la autor. Spune-mi cum îl cheamă, pentru că mi-e foarte greu să se scrie într-un fel, se citește altfel și eu nu. Na. Da, deci este vorba de Pavel Piscariov Așa. și aceasta el a descoperit, sau să zicem că a cercetat în domeniul ăsta, cam parcă așa spune el, peste 20 de ani până a ajuns la definitivată la o metodă anume. De prin 2016 cam a început să ia amploare deocamdată în țările astea vorbitoare de rusă. El, chiar cum ai spus, da, numește această metodă o metodă de transformare a lumii, creativă, da, de transformare a lumii, și chiar asta spune și fac și eu parte din misiunea pe care o are și el, de a face toată planeta să deseneze. Și Oh, ce mișto! chiar, da, Dar știi și ce mai vreau chiar, să te întreb? Opa! spune, spune. Am făcut ceva aici. N-am făcut nimic. Am butonat ceva și am avut senzația că ne deconectăm. Vreau să te întreb referitor la el, din informațiile pe care tu mi le-ai trimis înainte de a avea această întâlnire, am aflat despre acest domn că este fondatorul Institutului de Psihologie a Creativității din Rusia. Foarte tare! Dar ce înseamnă asta? Păi este același institut la care m-am și specializat și eu, și chiar am avut onoarea să fac cursul de instructor cu domnul Piscariov. Este o persoană, chiar mă gândeam de fiecare dată când mă simt așa mai jos cu energia și cu lucruri. Deci îl ascult, nu contează ce vorbește, dar pentru mine este o sursă de inspirație. Și acest institut prevede mai multe domenii. Neurografica este doar o bucățică din câte are acest institut și pur și simplu e ceva așa peste puterile mele deocamdată, ca să angrenez toate produsele sau toate metodele pe care le are în acest institut. Și bineînțeles că deocamdată acest curs de instructor în care îți dă drept să și predai, se face doar cu el. Și asta este important pentru că luăm informațiile direct de la sursă.
Și când avem întrebări, putem să-l întrebăm direct pe domnul Piscariov și chiar și el ne spune de multe ori ce am putea să întâmpinăm și chiar asta m-a ajutat foarte mult cum rezolvă el, pentru că, ai și spus, este o metodă nouă și de multe ori întâmpin și eu ca și, să zic așa, ca și cel care aduce metoda în fața oamenilor, întâmpin și eu probleme de a aduce într-un mod cât mai simplu. Dar acest domn, cum a descoperit chestia asta? Ce s-a întâmplat de a ajuns la concluzia că aceste desene, tu ai în spate acolo niște desene, dar o să vorbim mai despre ele, poate ajuta, uite cum spune el, la transformarea lumii. Deci el este și doctor în psihologie, este arhitect, este fost arhitect, și atunci, bineînțeles că cum amplasăm simbolurile pe foaie sunt și în funcție de legile, să zic așa, și din arhitectură, exact cum se face compoziția sau e legat și cum îți mobilezi în casă, de exemplu, da? Deci e legat, toate sunt legate între ele, astfel încât creierul nostru poate să vadă lucrurile din mai multe perspective, nu doar liniar, așa să spun. Și chiar povestea el că nici el nu știa că va fi neurografica sau și în 29 aprilie, parcă așa atunci este ziua de naștere, să zic așa, a metodei, era în avion. Și îi se părea că aude neurografica. Și el credea că cineva din spate îi spune, știi, ce spune omul ăsta, știi? S-a uitat, a văzut că nimeni nu spune nimic. Ei, așa i-a venit, deci în avion, în drum spre Israel, parcă spunea el, că parcă are și acolo părinții sau... Și așa a venit cuvântul neurografică, este ca și o reprezentare grafică a conexiunilor neuronale pentru diverse situații de viață. Uite, în prezentarea pe care mi-ai trimis-o tu, sau mă rog, în informațiile pe care mi le-ai trimis tu, ai specificat foarte clar că neurografica este o cale de a face viața mai bună, de a simți fericirea, ce mișto sună, în mijloc de auto-organizare și autocorecție a gândirii prin desen, o metodă eficientă de gestionare a emoțiilor și chiar a diverselor situații de viață, un ajutor foarte bun, ideal chiar, în procesul de dezvoltare personală și autocunoaștere și, foarte important, este ușor de învățat, fără de limită de vârstă sau de pregătire. Bun. De ce avem nevoie de autocorecție a gândirii și de ce prin desen? Avem nevoie de autocorecția gândirii pentru că, așa zic eu, gândirea până la urmă sau gândurile noastre ne determină direcția în viață, ne determină calitatea vieții, ne determină atitudinea noastră față de ceea ce se întâmplă în jur. Și chiar în ultima perioadă, așa să zic, în vremurile pe care le trăim, suntem atât de angrenați în tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, încât uităm despre noi, de noi, da? Uităm și suntem așa, cu nevoi, cu datorii, cu aia, cu cealaltă, deci nu avem timp de noi. Ei, prin aceste desene ne corectăm gândirea, să spun așa, astfel încât suntem atât de concentrați pe ceea ce facem, pentru că, de fapt, noi nu facem un desen, noi lucrăm la situația respectivă. Și chiar îmi amintesc când am început eu prima dată, m-am lăudat, să zic așa, la niște prietene că, uite, uite ce am învățat eu. Eu făceam pentru mine, da? Păi arată-ne și nouă. Am stat 6 ore. Nimeni nu s-a dus nici la toaletă, nici să bea apă. Deci am stat pentru că fiecare, lucram atunci am făcut ceva cu feminitatea. Și atunci toată lumea era atât de concentrată pe ceea ce încep să conștientizezi lucruri, astfel încât pur și simplu te ia și mai ales rotunjirea asta care se face în aceste desene, că e un element specific pe care îl facem, pur și simplu te duci așa într-o stare de flux. E ca o meditație grafică. Că asta și spune și autorul, că este ca și o meditație grafică.
în care te pur și simplu îți activează acele părți din creierul nostru care sunt responsabile cu acea situație. Chiar mai spune că este un mod de a găsi soluții într-un mod irațional la situațiile care sunt raționale. Adică e așa o chestie, pentru că chiar citeam și în nu știu ce carte despre gândirea liniară și multidimensională. Și așa am fost învățați. Deci din punctul A în B mergem așa pe un traseu drept, da? Iar în această metodă noi folosim sau antrenăm sau ne dezvoltăm gândirea multidimensională, astfel încât putem vedea o situație din mai multe perspective. Pentru că, de exemplu, dacă avem o situație, noi știm atât, mintea noastră atâta, păi X, Y și Z, deci atât. Ei, dar nu percepem sau nu vedem că, de fapt, și X, și Y, și Z depind și de alte lucruri. Și atunci, prin aceste desene, le vezi lucrurile într-o altă postură, dintr-o altă perspectivă. Și uite, chiar cu cât am lucrat până acum și în sesiunile private, să zic așa, și în general, ăsta este, să zic așa, un feedback în care se spune că, de fapt, asta m-a făcut să văd desenul, să văd lucrurile din altă perspectivă. Ce mișto! Foarte, foarte fain! Foarte fain! Și asta se întâmplă doar desenând ce spui tu acolo, ne explici tu care e tehnica. Ce mi-a plăcut foarte tare și tu ai subliniat acum, ai scos cumva în evidență, e foarte fain. E ceva la care nu m-am gândit niciodată, că neurografica, de fapt, e o reprezentare grafică, cum tu mi-ai trimis mie material și de acolo spun astea, reprezentarea grafică a conexiunilor neuronale pe foaie. Și ce e mai important, că se face cu o intenție. Nu faci pur și simplu. Poți să faci și pur și simplu sau îi musai să ai o intenție? Nu, pur și simplu nu se face. Chiar e o regulă, să zic așa, orice desen de neurografică, de fapt, este o soluție la o anumită, sau o situație. Este reprezentarea grafică a unei situații. Deci nu este că asta o face și, să zic, diferită de neuroartă sau de alte metode. Orice desen pe care îl pui pe foaie este doar dacă ai o situație și vrei să o rezolvi. Și, în general, desenele de neurografică sunt între punctul A și B, adică lucrăm prin neurografică, sunt în situația A, care este acum, vreau să ajung la o anumită situație B și aici lucrăm, între acestea, și chiar și ca și tematică, să spunem așa, cum formulăm ceea ce ne dorim, pentru că fac supervizări la desene și atunci lumea, sau zicem majoritatea dintre noi, nu știm să cerem. Vrem Da. și învăț și eu din toate treburile astea, că și eu la fel am fost, adică și sunt, că și eu mai fac. Da, vrei o situație financiară mai bună, spui, nu am bani. Deci cumva nu enunți sau nu ceri exact ce ai nevoie, dar tu te plângi de fapt de situație. Și atunci prin chestia asta cumva ne educăm mintea noastră să cerem ceea ce ne dorim de fapt, nu ceea ce nu ne dorim. E fain. Uite, mă uitam la desenele tale, că te-am urmărit. Ți-am urmărit canalul de YouTube, m-am uitat în stânga, în dreapta și mă uitam și ce-am, păi, da, e de fapt o artă toată chestia asta? Sau e o mâzgăleală pur și simplu? Adică, punem acolo niște linii, niște cerculețe, nu știu ce. Care e faza? Tu spui că fiecare desen pe care îl facem cu această tehnică este de fapt un mesaj grafic din interiorul nostru spre exterior. Foarte mișto. Da, este o expresie grafică a sufletului nostru, sau să zic așa, ceea ce avem în interior și se cere să iasă la
la suprafață și probabil că mulți dintre noi măzgălim așa fără ca să vrem, într-un mod inconștient, să, nu știu, ne plictisim, vorbim la telefon și dacă avem un pix lângă noi, imediat începem să măzgălim. Ei, prin neurografică putem descifra, sau să zic așa, citi, deși nu ăsta este scopul. Scopul unui desen este să ajungă în punctul B. Dar no, majoritatea, cumva, suntem tentați așa să vedem, dar ce am făcut? Ce sunt cu mâzgălelele astea? Ce se întâmplă acolo? Și pot spune că chiar din primele mâzgălele, așa, când începem să antrenăm liniile neuronale, deja se poate vedea cam ce gândire sau ce mod de gândire ai, pentru că mai ales când se lucrează în grup, poți vedea ce linii au tras ceilalți și ce ai făcut tu. Și se vede clar când ești într-o stare, să zic așa, mai puțin plăcută, o să vezi că liniile o să fie mai zigzag, așa, mai în Da? zigzag, mai ascuțite, mai... Pentru că sunt studii făcute că tot ce este ascuțit, creierul nostru percepe ca fiind ceva periculos sau conflictual. Gen colții, da? Când vezi așa colții unui leu sau tigru, da? Pur și simplu te ia, sau dacă spui, de exemplu, că du-te la colț, chiar acum când am fost la București, am spus și a fost surprinsă că copiii din ziua de astăzi nu știu ce este Păi, colțul. sunt alte metode de a pedepsi un copil decât să-l trimiți la Da, colț, cum cam se dat întâmpla același pe... exemplu Da. și se uită așa, dar ce e aia, colț? No, păi uite că noi am făcut, noi știm ce e aia. Deci cumva în creierul nostru s-a creat această senzație că e ceva periculos, conflictual, deci nu e. Și atunci, iar ceea ce este rotund, ceea ce este cerc, este perceput ca fiind ceva ideal, ceva perfect, ceva cu siguranță. Mă simt, sunt în cercul de prieteni, de exemplu, sau colacul de salvare, da? Deci toate sunt cerc. Și atunci, prin acest principiu, noi îl aplicăm în neurografică și tot ce este ascuțit vom rotunji. Dacă ai văzut, și în rezultat, sau rezultatul este exact un neuron, da? Ca și atunci când aducem, ca asta spun, aducem câte un zâmbet la fiecare intersecție și în felul ăsta transmitem creierului mesajul că, uite, conflictul s-a rezolvat, s-a atenuat, s-a armonizat. De unde pornim când facem un desen? Sau, de fapt, ăsta este rolul tău de a ne ghida în a porni să facem un desen în neurografică? Sau se pornește? Nu mai știu. Am văzut ceva, un video. Eu am tot bântuit pe net cât am putut. Informațiile au venit, au plecat, habar n-am. Pornește totul de la niște figuri geometrice? Sau care e faza? Avem un alfabet, da? Deci avem un Ah, bun. alfabet, ca și orice limbaj grafic, că este de fapt un limbaj grafic pe care îl folosim și, uite, asta putem să ne uităm și pe corpul nostru, de exemplu, dacă ne uităm și liniile din palmă și sistemul sanguin și nervos, deci toate respectă aceeași grafică. Dacă ne uităm fulgerul sau rădăcinile copacilor sau chiar cum crapă asfaltul, de exemplu, da? Deci e aceeași grafică și aceeași grafică o respectăm și noi pe foaie, pentru că este acest aspect face creierul să înțeleagă mai ușor ceea ce punem noi pe foaie, pentru că respectăm aceeași grafică a naturii, ca și un cod Ce grafic fain, da. al naturii. Și în afară de linie și rotunjirile astea ce spuneam, mai avem cercul, pătratul și triunghiul. Cercul este, da, deci asta este alfabetul neurograficii și în funcție de situație, că de fapt, cum spuneam, un desen este o situație și atunci nu mă pun să, hai să fac un desen de neurografică, dar hai să rezolv sau să găsesc o soluție la situația X, despre asta e vorba. Și de obicei, în funcție de actorii acelei situații,
Așa îi simbolizăm în funcție de exemplu, dacă este ceva care este armonios, care de obicei cercul este, asta spun, cu cercul nu greșești niciodată, deci este sfânt. Dacă nu știi cum să reprezinți o anumită situație, un anumit simbol, deci nu contează ce, mai bine faci un cerc și ești ok. Ei, dacă eu, de exemplu, în situația în care în viața ta este multă agitație, e așa ca o nebuneală, da? Sau ai nevoie de stabilitate, atunci poți reprezenta în desen ceva prin pătrat. Pentru că pătratul, da, ești în casă, ești în siguranță, ești stabil. Iar ceea ce este, dacă e rutină, da, să zicem că e rutină și nu se mai întâmplă nimic și pur și simplu ești așa într-un cerc în care te învârți ca un șoarece, da, așa, atunci putem să aducem și triunghiuri, pentru că triunghiurile au și semnificația asta, că pentru că au acele unghiuri ascuțite și cumva sunt percepute ca și ceva conflictual, dar le putem și pune, că avem nevoie și de conflicte, cum spune și autorul, zice și de dimineață când ne trezim din pat, intrăm în conflict cu legea gravitației, da? Ca să ne ridicăm din pat. Deci avem câteodată, nu câteodată, că de fapt și rezultatele noastre cele mai mari, mai mult îți date de faptul că am fost împinși de anumite situații mai neplăcute ca să ajungem la acele, cumva am fost forțați și atunci avem nevoie și de triunghiuri. Și în felul ăsta facem un desen de neurografică în funcție de situație. Deci nu fac un desen de neurografică, dar rezolv o problemă sau o situație, găsesc o soluție prin neurografică. Și atunci, în funcție de, cum spuneam, în funcție de elementele, de factorii care sunt implicați în acea situație, reprezentăm și pe foaie din Ok. astea. Dacă, uite, eu am o situație. Abana, nu știu. Nu-mi vine acum în minte una. Și vreau să fac un desen cu această metodă. Da. Tu cum mă coordonezi pe mine? Adică ce faci? Ce-mi spui? Sau trebuie să-ți spun intenția mea sau problema pe care o am și după aia tu mă ghidezi în desen? Da. Sau cum se petrec lucrurile? Da. Cum ai spus și tu la început, metoda combină mai multe domenii, așa să spun, și coaching-ul este unul dintre instrumentele cu care putem lucra sau putem scoate din om, să zic așa, ce îl doare. Că de multe ori se întâmplă că vine o persoană că îl doare ceva, dar de fapt este reflexia sau să zic așa, cu totul altceva. Corect. Ei, și când ai, de exemplu, da, să zicem că ești în situația X, ai o problemă, vrei să o rezolvi și vii la mine, eu trebuie mai întâi să văd exact ce-ți dorești și prin felul sau sunt anumite, nu știu cum să le zic, în care anumite tehnici, da, mici, așa, tehnici prin care poți să și te pun să-ți le reprezinți pe foaie, așa cum le vezi tu, cum le simți tu, ca după aia să vedem, de fapt, care este realitatea și ce, că este ca și un mesaj din subconștient. Deci, tot ce Tare. punem pe foaie sunt mesajele din subconștientul nostru. Prima dată, că de aia se întâmplă conștientizări atât de multe, pentru că mintea noastră crede ceva și când le pui pe foaie, este total altceva și pur și simplu rămâi așa, wow, dar cum am putut să cred că de fapt asta e atât de importantă? Și aici se poate vedea, dacă tu credeai că o anumită persoană, de exemplu, este wow, nu știu cine față de tine, adică ți-e frică, depinde acum de situație, da? Și te poți să le pui pe foaie. Și tu le fa faci persoana aia mult mai mică, adică ca și dimensiunea, adică suprafața pe care o ocupă acel simbol este mai mic, da? Deci clar, asta este doar în mintea ta că persoana e așa de mare, dar de fapt, deci tu în interiorul tău nu o percepi, știi? Și de aici încep conflictele. Sau sunt diverse situații, deci dacă e vorba de o sesiune privată, asta se întâmplă, da? Te descos
și le punem pe foaie și le aranjăm în funcție de cum, e ca și un fel de constelații, să zic așa, doar că sunt, că și de aici avem, de peste tot sunt luate elemente așa puse pe foaie, dar în general fac ateliere în grup și atunci sunt niște șabloane, nu știu cum să le spun, pentru zice algoritmi. Nu știu. Așa, asta aici am vrut să ajung și foarte bine că ai punctat. O să ne vorbești chiar, te rog, despre algoritmi, dar mai vreau să ne spui că la un moment dat în prezentarea ta tu spuneai că ai creat proprii tăi algoritmi. Ce înseamnă acești algoritmi și cum ți-ai creat tu proprii tăi algoritmi? În cursul acesta de instructor, da, sunt 9 module, sunt peste exact ce spuneam despre algoritmi, sunt ca niște șabloane, da? Sunt niște șabloane în care, de exemplu, copacul, da, ce vorbeam mai de repede, este un șablon. Și atunci, în rădăcină la copac, o să dau exemplu ăsta ca să se Da, te înțeleagă rog. mai bine, în rădăcina copacului, noi de fiecare dată vom punem tot ce ține de trecut. Da? Pentru rădăcinile, ce ține de resurse, ce ține de ceva care deja ai, da? Că rădăcinile susțin ceea ce vrei să ai. Deci, tulpina este despre prezent, iar coroana este despre viitor. Și acesta este un șablon, deci este un algoritm, așa îi spune neurocopacul. Că chiar a fost întrebat și autorul, de ce le zice algoritm? Și nu mă întrebați că așa am spus prima dată, că e un algoritm de bază care se respectă oricum în fiecare desen, zice, dar așa a rămas și nu mai putem scăpa de titlul ăsta sau de numirea de algoritm. Și atunci fiecare desen. Ei, revenind la copac, în felul ăsta eu pot să rezolv o situație, de exemplu, de sănătate, printr-un copac în care îmi pun în rădăcină care sunt, nu știu, alimentația sau ajutorul, susținerea familiei, ca și resurse care mă susțin acum. Deci ce resurse am eu care mă susțin acum? S-ar putea să am sau nu, dar oricum, alimentația, nu știu, fac mișcare sau nu. Orice consider eu că mă ajută în sănătate și deja le am, le pot pune în rădăcină, ceea ce am acum poate că nu este o sănătate foarte, da, că de aia vrei să desenezi pe tema asta. Ei, și în coroană îți pui exact ce ai vrea să obții, să vindeci nu știu ce, da? Deci cam în felul ăsta se întâmplă și ori dacă vrei să rezolvi o altă situație tot prin copac, da? Iei prosperitatea și atunci te pui ce resurse ai ca și prosperitate, că am job, că am aia, că am cealaltă. Deci, cumva, tot ce facem în grupuri sau care sunt algoritme ăștia, poți să le adaptezi la situația pe care o vrei rezolva. Deci nu este doar pe sănătate, doar pe aia, doar pe aia. Deci Ce mi-a plăcut foarte mult apropo de copac, când povesteai înainte de a ne întâlni, de faptul că nu mai știu la ce conferință ai fost sau la ce. nu au festival, da. Așa, acolo ai pus desenul, poți cumva să întorci camera să-l vedem sau Da. ai un Nu altul? am, nu am unul, dar pot să vă arăt, da? Deci, Ăsta este copacul de care tu ziceai, da, da? copacul recunoștinței, da, și chiar îți spun o poveste foarte interesantă cu acest copac. Da, a fost la festival și am rugat toți oamenii care vin la standul meu să vină să-și exprime recunoștința pentru ce vor ei, în trecut pentru ce au avut, da? Pentru viață, pentru poate au o persoană care îi sunt recunoscători, deci pentru tot ce a fost în trecut, dacă au ceva în viitor, în prezent, la fel, pentru ce au acum și sau pentru anumite lucruri care și le doresc și ca și cum deja s-au împlinit și să ne exprimăm recunoștința acolo în coroană. Și foarte interesant a fost că copacul a fost mai plin la coroană, adică era despre vreau, bineînțeles că eu l-am echilibrat după aceasta. Și inițial când am planificat acest copac, chiar mi-am dorit să aflu care este, nu știu să zic, calitatea energetică, la nivel energetic, care este
cum se simte ca și energie, pentru că atâta lume a pus acolo, deci fiecare cerculeț pe care îl vedeți acolo este a unei persoane. Deci tot ce vedeți acolo, doar un singur cerc este al meu. În rest, toată lumea care au trecut pe la standul meu au pus acolo amprenta lor energetică. Este ca și un cod informațional, să spun așa, per total. Și la un moment dat a venit o doamnă la stand și a văzut copacul, cred că alt copac aveam, dar și pe ăsta nu l-a observat prima dată. Și a început să spună, copacul ăsta îmi transmite un mesaj. Și a început să scrie pe telefon ceva. A rămas așa, wow, ce se întâmplă? Ei, mi-a dat o poezie, versuri, foarte faină, adică a fost atât de... Inspirată de copac. Da, mie a spus după aia că are niște abilități mai speciale în care vin versuri și am zis, o, asta este exact ceea ce spuneam, îți vin răspunsuri sau soluții, tu nu te gândești cum. Exact după aia am perceput-o că de fapt și venirea acestei doamne a fost de fapt soluția la ceea ce mi-am dorit eu, să aflu de fapt care este valoarea energetică a copacului. Și am întrebat-o, te rog să-mi spui dacă te uiți la acest copac, ce îți spune? Și ghici ce a spus? A spus așa, e atâta miez de românism, e atâta dor de optimism Wow, ce frumos! în acest copac, da. Deci a fost fantastic. De a spun că vin soluții în feluri în care nu te aștepți. De aia că mintea nu le percepe, nu le vede de prima dată. Tu mai spui că desenul de neurografică nu este un simplu desen și acolo trebuie să incluzi tema sau intenția sau problema pe care o ai. Și aici apoi al doilea punct, tu îl numești alfabet, dar de fapt te referi la toate acele semne Da, geometrice, mă rog, simboluri, figuri așa, geometrice pe cerc, care le-am. pătrat, triunghi și așa. Apoi vorbești de 10 principii, care sunt astea. După aia, bine, acum nu trebuie să facem un curs, că nu avem vreme, adică mai avem cred că vreo 15 minute la dispoziție, așa că nu avem timp să detaliem foarte tare, dar eu sunt curioasă. Acel algoritm de care tu spuneai și puncte de reflexie. Și Da. fii atent, ce mai mi-a atras mie atenția și te rog să ne spui după ce ne detaliezi toate ce ți-am zis eu acum. Rezultatul final este să te îndrăgostești de realitatea pe care o ai. Exact. Da, deci desenul, cum spuneam, nu este un simplu desen, exact cum am spus și la început, dar avem tot timpul o temă. După care folosim un alfabet. Deci ăsta este alfabetul pe care îl folosim, prin care reprezentăm, simbolizăm lucrurile. Am vorbit despre asta. Avem 10 principii care se predau și la curs. Deci sunt niște principii, ca să vă dau așa un exemplu. Primul, de exemplu, imaginile integrează sensuri. Adică tot ce reprezentăm acolo, da, dacă eu îți arăt acum poza unui trandafir, de exemplu, să te întreb ce îi spui, este un trandafir. Ei, dar ăla nu este un trandafir, este doar imaginea din mintea Am noastră înțeles. a unui trandafir. Da? Iar sensurile dau emoții sau au semnificație, adică sensurile acelea îți aduc. Dacă îți arăt poza unei persoane care nu prea îți place, imediat o să-ți schimbi starea, da? Deci, și atunci, deci astea sunt ca și principii. Deci sunt 10 principii, după care, cum am spus, punctele de reflexie, da? Care sunt 4 și chiar este foarte important acest lucru și cred eu, din ceea ce am făcut până acum, din experiența mea, asta de fapt aduce rezultatele cele mai spectaculoase în neurografică, pentru că pe parcursul acestor desene, tu trebuie să fii tot timpul atent în interiorul tău, ceea ce spuneam, ne întoarce către noi și analizăm tot ce ni se întâmplă ca și stări fizice, da? Ca și simptome ale corpului. Deci corp, ce gânduri ne vin în minte,
și tot ce stări, deci toate stările, emoțiile care ne creează, pentru că se întâmplă când repui, de exemplu, pe mama sau pe soacra, da? Și atunci tu mergi cu linia acolo, de fapt, de a zic, te pune să te gândești că de fapt acolo sunt oamenii ăia reali, da? Acolo ești. Ei, și atunci te observi pe tine, parcă mă ia așa cu călduri sau poate mă ia. Deci chiar se întâmplă simptome de genul ăsta în timpul desenelor și avertizez oamenii înainte că s-ar putea să aibă schimbări de dispoziție și chiar au fost și la nivel de creștere tensiune și alte lucruri, nu vreau să sperii acum, dar se întâmplă, adică este clar că desenul îți creează, adică este o legătură între desen și starea ta interioară și tine. Că de fapt asta este și, cum spuneam, cheia sau, să zic așa, secretul, că trebuie să găsești legătura între desen și realitate. Și toate acestea, minte, corp, emoții, trebuie să le dai o semnificație. Oare de ce când am trecut pe simbolul soacra, mă durea, nu știu, capul sau m-a făcut, da? Și atunci, căutând, dându-ți întrebări de genul ăsta, începi să ai anumite vin anumite răspunsuri, conștientizări, se pot chiar atunci pe loc îți pot veni sau dintr-o dată vezi alte lucruri în jurul tău. Deci totul trebuie să fie raportat. Deci tot ce punem pe foaie este raportat la realitate, la situația pe care o pui acolo. De aia e foarte important când găsești această legătură, această cheie, da? E ca și o cheie, da? Când ai făcut un simbol pe foaie sau ai făcut o linie pe foaie și vezi că și în realitate s-a schimbat ceva. Deci când găsești această legătură, deja poți să materializezi ce-ți dorești tu prin desen. Ei, Hai și să mai avem 10 minute la dispoziție, atât. Nu, no, din păcate. Asta este. Arată-ne niște desene și spune-ne ce-i cu ele. Ai tu acolo, ai tu în lângă tine, ai niște desene. da. Hai să ți arăt. Uite, de exemplu, și stai că asta vroiam să-ți spun Da, scuze. ce este cu să te îndrăgostești de desen, Așa. da? Pentru că este reprezentarea realității tale. Și atunci, dacă desenul nu-ți place, înseamnă că nu-ți place, deși și starea ta interioară vis-a-vis de acea realitate, de acea situație, nu este chiar ok, da? Și atunci trebuie să te îndrăgostești pentru că în majoritatea timpului creierul nostru nu face diferența dintre realitate și imaginație și atunci transformând pe foaie lucrurile, se schimbă și în realitate și chiar acest lucru sau acest concept îl folosesc cei din neuroestetică sau care, deci la baza cercetărilor în care sau cei care fac marketing și promovare, da, ei văd cum reacționăm la niște stimuli vizuali, astfel încât să ne creeze niște reclame sau niște lucruri care să ne atragă. În felul ăsta respectăm și noi. Deci facem desene care să fie atât de credibile pentru creierul nostru, încât să nu mai facă diferența că e în realitate sau că în imaginație. Da. Bine, acum nu am chiar cele mai reprezentative. De exemplu, aici am făcut toamna 2023, da? Deci acum, cred că în august, la sfârșitul august, ne-am planificat toamna, da? Și chiar îți spuneam că ar trebui să mă uit, ar trebui să mă uit să văd exact că eu mi le-am pus, cum spuneam, noi ne punem, ne planificăm și de multe ori putem planifica, că eu chiar asta spun, puneți-vă și ceva surpriză din partea Universului. Și atunci, deja creierul începe să caute ce să aducă în realitatea ta. Aici mi-am programat toate evenimentele de până acum pe care le-am făcut și cu turneul și cu toate, da? Deci Bun, fiecare dar ce. ce înseamnă cercul ăla mare? Exact când am apucat să vă spun despre acel algoritm de bază, da? Că este un algoritm de bază care are 8 pași. Deci orice desen de neurografică, prima dată vom reprezenta tot ce avem noi ca și situație, cum am spus, actorii, după care vom conecta acești actori prin linii și tot ce este în afara acestuia este mediul înconjurător. Da? Și atunci ne conectăm și cu mediul exterior, da? În ăsta, prin culoare, este și aici o semnificație când aducem culorile, este despre a ne integra în mediul exterior prin
energia culorilor și prin semnificație așa, și avem și acești 8 pași, de fapt, sunt o trecere de la un nivel de conștiință la altul. Deci, cu fiecare pas pe care îl facem, este trecem de la un nivel de conștiință la altul. Și avem acest nivel de a ne conecta cu Universul sau cu Dumnezeu. Și ceea ce vedeți, linii mai îngroșate, da, și în orice desen de neurografică vom avea liniile neîngroșate care, de fapt, confirmă prezența lui Dumnezeu sau a Universului sau fiecare cum îl denumește în situația dată. Iar Da, liniile alea îngroșate le faci tu, că așa ți vine ție, deci nu, da, nimeni cum nu-ți simți? Da, cum impune. simți? Da, culoarea, ce rol are? Uite, văd și culoarea acolo. Și culoarea. Deci culoarea este despre a ne integra în societate. De exemplu, dacă mi-am schimbat jobul, să zic, da, eu mă duc la job, eu mă duc la noul loc de muncă, m-am conectat cu locul nou de muncă, dar ca să am succes, deci eu trebuie să mă și integrez în echipa aia. Și atunci, prin culoare, tu poți să vezi, de fapt, care este modul tău sau cât de abilă ești sau ce capacitate ai de a te integra în societate. Totul are o semnificație pe desen și de aia spun că la câte desene deja am văzut, pot să-mi dau seama de anumite situații doar din câteva linii. Și asta spuneam iar la sfârșit, sunt situații când nu avem, când spunem, no, gata, nu mai am ce să fac, s-a terminat, da? Deci asta este sfârșitul. Ei, aducem de fiecare dată, da? Ce vedeți, cercul ăsta care este mai îngroșat, este simbolul unei soluții. Deci în orice există o soluție. Și atunci, doar proiectând soluția pe foaie, da? Doar proiectând pe foaie, Ah, uite ce frumos! da? Deja creierul începe să caute o soluție. În felul ăsta ne educăm și mintea și creierul nostru că, de fapt, tot timpul este o soluție. Nu este. Și tu când faci atelier de-astea în grup, sunt mai Da. mulți oameni și fiecare, tu îi coordonezi, de fapt îi ghidezi, nu îi Exact. coordonezi, îi ghidezi, îi ajut să, Bine. așa. Tu când vezi desenul unui om, mai arată-mi un desen. Tu când vezi desenul unui om, arată-mi un desen, te rog. Na, uite ăla. Tu ce poți să spui despre persoana care a făcut desenul ăsta? Interpretezi sau dacă, nu știu, chiar interpretezi și dacă o faci, e în funcție de ceea ce își propune la început, de temă? Nu este despre interpretat, că asta spun. Nu citim în desen. Este despre a ajunge la un rezultat. Deci toate desenele, cum am spus, sunt despre a ajunge la un rezultat. Că ce văd eu este una, dar până la urmă cel mai important este ce simte persoana, da? Că ți amintește, am spus ce emoții, ce simptome, ce gânduri, dar este despre persoană și ei trebuie să-i placă desenul, nu mie. Am înțeles, Eu am pot înțeles. să văd anumite lucruri care sunt din punct de vedere tehnic și pot să-mi dau seama deja după o grămadă de kilometri, mii de kilometri de linii neuronale pe care le-am văzut până acum, pot să-mi dau seama de anumite lucruri și pot să spun, uite, e acolo aș mai duce, dar până la urmă omul decide, da? E ca și cum i-aș spune în realitate, uite, trebuie să te duci până la persoana X sau să, știi, deci e ca și cum i-aș da sfaturi, Da, așa. e foarte, foarte mișto. Și mi se pare foarte interesantă ideea că, da, nu știu, îți exprime o temă sau o problemă pe care o ai, tu ghidezi omul să facă desenul ăla, și după aia, făcând desenul, se întâmplă ceva în viața ta, pur și simplu. Da. Trebuie să te uiți la el, există un Da, ritual. e ca și o, cum am spus, exact ca și un cod informațional și de fiecare dată tu știi ce ai pus aici. Și de obicei mai și scriem, da? Uite, scriu exact ce am nevoie, da? Și atunci, de fiecare dată când te uiți, se activează informația pe care ai pus-o acolo. Că nimeni n-a venit, nu a pus nici vecinul, nici soțul, nici copilul, dar tu ai pus acolo ceea ce a pus, din interiorul tău a ieșit. Super mișto. Și apropo de neurografică, pentru că mai avem aproximativ 2 minute la dispoziție, cam atâta. Ok. 3, hai fie. Ok, hai că mai depășim un pic limita de timp, că nu, eu gaură în cer. Vreau să le spui celor care ne ascultă despre workshop-ul pe care îl organizezi chiar în această săptămână, la final de săptămână, gratuit. Deci nu trebuie să plătiți absolut nimica, dar aflați mult mai multe detalii decât ați putut afla
în astea 50 de minute, în care m-am băgat și eu în seamă în ideea în care am pus și eu propriile mele întrebări referitoare la neurografică. Vă promit că dacă fac o sesiune cu Olga și îmi desenez, fac propriul meu desen, îl pun aici pe Facebook, cei care ne urmăriți pe Facebook, și să vedeți ce creativă sunt eu și cum mi-am rezolvat problemele. Dar până atunci hai să vorbim despre workshop-ul tău, Olga. Da, pentru că se cere o mică introducere înainte să faci un desen de neurografic, este important să înțelegi mai multe lucruri și atunci, uite, organizez în 29, nu este în duminica asta, cealaltă, în 29 octombrie, la ora 7, voi face un workshop sau păi, unul da, exact în duminica asta, e că noi suntem acum în 26 octombrie. Deci acum în 29, da. Da. Deci, în 29 octombrie voi face un atelier gratuit în care vom programa, să zic așa, reprograma creierul nostru pentru abundență. Adică te voi ghida să vezi și, în general, este despre reprogramare, să spun, mental, așa cum am și început, cum am și spus la început. Iar în acest atelier, ca și scop, este reprogramarea creierului pentru succes și pentru abundență, dar vom face roata prosperității, neuroroata prosperității, în care îți vei vedea, de fapt va fi ca o diagnosticare a situației tale vis-a-vis de prosperitate și vom transmite mesajul creierului că aici trebuie de lucrat, aici trebuie să mai extindem aria, da? Cam asta va fi în... Dar nu vreau să stric surpriza, deci vă invit pe toți care... Da, sigur că da, că de-abia aștept să particip și eu. Ideea e pentru cei care ne urmăresc pe Facebook, o să punem un link imediat acolo unde, nu știu, e nevoie de scriere, bănuiesc. Da, este un link de înscriere în care se poate înscrie și primești un e-mail cu linkul de Zoom, că este tot online, cum ai spus, sunt în Anglia și chiar mulțumim tehnologiei. De-abia aștept, sincer de-abia aștept, pentru că tot ce ai spus tu până acum, toată informația asta am găsit-o și prin altă parte, chiar și la tine, dar în alte interviuri, dar aș vrea să experimentez și practic această metodă și îți mulțumesc că ai adus-o cumva în atenția mea, habar n-am cum te-am descoperit și pe unde te-am găsit, dar îmi pare atât de bine că te-am întâlnit și îți mulțumesc cu recunoștință că am făcut posibilă întâlnirea asta. Trebuie să încheiem pentru că am depășit cu 2 minute aproape emisiunea, sau mă rog, timpul alocat emisiunii. Eu îți mulțumesc foarte tare pentru prezența ta în această seară alături de mine. Îți doresc multă baftă. Îmi pare bine că am împărțit spațiul ăsta al Aradului la un moment dat împreună, chiar dacă nu ne-am întâlnit, nu am interacționat. Te simt un pic mai aproape pentru că mi-e foarte drag Aradul. Și mesajul pentru cei care ne urmăresc este că ne vedem la workshop, nu? Sau ce-o fi? Atelier. Da, atelier. Mulțumesc mult oricum și eu pentru invitație și vă aștept cu drag pe toți la acest atelier. Așa, foarte scurt, o singură propoziție de final, un mesaj pentru cei care ne urmăresc. Ce le transmiți? Să aibă încredere în ei și să practice neurografica, cum am spus, să se împuternicească singuri pentru lucrurile care nu le pot face acum. Îți mulțumesc o dată, Olga, mă bucur tare, încă o dată spun și o să o spun tot timpul că te-am cunoscut, iar dumneavoastră celor care ne urmăriți, vă mulțumesc pentru atenția cu care ați stat și ați ascultat și ne-ați privit și ați învățat lucruri noi. Toate bune, cu mare recunoștință vă mulțumesc încă o dată, toate bune, să ne vedem cu bine săptămâna viitoare, tot într-o seară de joi. Până atunci, o seară plăcută și o noapte liniștită. La revedere! Cine ești, ce ești și ce-ai vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele, joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi.